Ei bine, ați venit să... Salutare, dragii mei! Am fost nevoită să refac introducerea pentru că am avut impresia că nu mă aud. Așadar, bine ați venit pe canalul meu, venit sau revenit pentru cei mai noi. Vreau să vă spun astăzi despre cremele cu care mă dau eu în anul timp Momentan, pentru că le am luat de la Londra. Acolo le-am găsit la Half Price, adică la preț redus. Niște creme destul de bune, de la L'oreal Paris. Asta e crema de zi. Asta e crema de zi. Revitalift cu factor de protecție 30. Și asta e crema de noapte. Extra firming, nu știu ce, anti, anti rid am deci, creme de noapte am două pentru că eu mă dau mai mult noaptea cu crema, adică pentru noapte când dorm. Dar să știți că în anotimpul cald eu nu mă dau cu absolut nimic. Absolut nimic pentru că nu simt nevoia. Pentru că îmi hidratez fața foarte des, adică arunc cu apă rece, apă rece sau cum să o găsi ea la temperatura de afară, pentru că e în timpul cald, și uh, arunc apă pe față, cred că de câteva ori pe oră. Și asta înseamnă hidratare. Când sunt plecată, am un sprayuleț, cum v-am mai arătat, în geantă și mă pulverizez pe față și de colteu și zonele descoperite cu apă din sprayuleț. Deci, când mi-e sete, beau apă și cu asta basta. Nu fac un caz că nu cred că te ajută cremele. Bine, nu că nu cred. Te ajută cremele, se simte că te ajută, dar în un timpul cald, mai rău, nu știu, simte eu că nu e bine să mă dau. Simt eu că e în plus, simt eu că e fața prea încărcată. Așa, dar eu mă marchez, să zicem, destul de rar, foarte rar. Așa că nu e necesar să mă să dau cu cremă, simt nevoia să mă dau cu cremă în timpul rece, pentru că simt că e fața, um, nu știu, se simte. Simți nevoia de protecția feței, te simți așa, parcă cu tenul prea uscat, uneori din cauza vântului, frigului, gerului, na, depinde acum și de condițiile de viață, și de cele de muncă, și de toate, și de alimentație, și de hidratare, dar când simt nevoia mă dau cu cremă, nu e nicio problemă, uh, nu fac uh, din datul cu creme un uh, mod de viață, deși în tinerețe mă dădeam uh, foarte foarte des cu cremă și am constatat că nu e bine, pur și simplu chestie de feeling, simți chestia asta, când să te dai și, sau când să nu te dai. Depinde, după ten, eu am un ten mixt, o combinație de, să zicem, mai mult spre uscate tenul meu, dar în anul timpul ca nu-i problemă că transpir foarte mult și dacă m-aș mai da și cu creme, vă dați seama, ar curge apele pe mine. Pentru că porii se închid cumva când te dai cu cremă și atunci sigur că curgă apele pe tine. Eu transpir foarte mult, așa e corpul meu, așa funcționează, transpiră în timpul cald enorm și nu simt nevoia pentru că curge transpirație pe mine efectiv. Atunci de ce să mai dau cu cremă că mi-ar intra în ochi și m-ar Ce vreau să vă mai arăt, pentru mâini folosesc cremă de la Farmec, care e vestit încă de pe eu l-am descoperit când eram la liceu. Uh, produsele Farmec, uh, cine nu se dădea în anii 80 cu sprayul de la Farmec era cel mai bun la noi. Uh, crema asta cu efectiv uh, destul de ieftină. Dar nu numai că e destul de ieftină, dar e și bună. Am cumpărat-o de la nu Lidl, de la Profi. Îmbrățeaua Profi am găsit-o eu, pentru că Profi este aici la noi. E cu glicerină. Și, cum să spun, eu am mâinile aspre din totdeauna. Pot să mă dau cu câte creme mai da, tot mâinile aspre am, dar având în vedere că spăl vase pe afară, chiar și acum când e puțin mai rege, că nu știu ce mai fac, Mâinile se aspresc și mai mult, și atunci folosesc seara înainte de a mă culca. Un, mă masez mâine, mâinile cu crema asta de mâini cu glicerină, care face minuni. În ce sens? Multe, multe, foarte multe creme am avut la viața mea și m-am dat. Și pot să spun că asta e una din, dacă nu cea mai bună cremă. În ce sens? Mă dau când mă simt cu mâinile aspre. Dom'le și a doua zi nu mai am nimic Adică nu trebuie să mă dau o săptămână Ca să vadă efectele Imediat, a doua zi Se simte la mână că nu mai prindă Când dai așa pe material Nu mai simți că se prinde Sau un păr, simți că se prinde părul În asprea la mâini Așa și aici Nu se mai prinde de mână Părul, tura când faci patul, păturile, și, ca să vă dau un exemplu. Deci foarte, foarte bună. E 9 lei, dar este absolut minunată, ca toate produsele de la Farmec. Am de zile m-am dat cu acel spray de la Farmec, care se numea Cluj-Napoca, mi-aduc și acum aminte în liceu și m-a întrebat toată lumea unde am găsit, unde am găsit, pentru că atunci stăteam la niște cozi interminabile ca să iei orice. Și am avut noroc odată să găsesc și am luat și o... Mai multe. Și am avut o perioadă. Și toată lumea mă întreba, de unde ai găsit farmec, de la farmec? Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, șpreiu Cluj-Napoca. Uite că l-am găsit. Da. Și... Ă, asta vreau să vă spun și vouă dați-vă doar când simțiți nevoia, nu faceți un caz din machiaj, din cremui, din toate astea. Noi avem nevoie să fim și noi înșine, nu numai boite, fardate, pestrițate. Așa cum spunea un copil de 3 ani, mi-a intrat în minte remarca unei fetițe de 3 ani, de aproximativ 3 ani, care a zis, eu vreau să fiu frumoasă ca tati. Și pentru că a dat remarca asta, a fost întrebată de, de ce ca tati și nu ca mami, pentru că ea avea doi părinți absolut superbi, și mama și tatăl, super frumoși, super, mă rog, aveai ce vedea la ei. Și ea a spus, nu, vreau să fiu frumoasă ca tati, pentru că tati intră în baie, se spală pe față și tot frumos e. Și asta foarte repede, iese foarte repede, pe când mami devine frumoasă după două ore de... Nu știu cum a spus ea, de fardat, de stăm două ore sau aproximativ și abia apoi e frumoasă. Bineînțeles că și mai căsta era frumoasă, dar știți cum sunt femeile, vor să fie și mai și, dar mare atenție pentru că și aceste produse, chiar dacă sunt foarte bune, au și ele acolo chimicale, că n-ar putea rezista fără chimicale. Citiți cu atenție aici de ce oare scrisul este foarte mărunt, pentru că conțin foarte multe chimicale care sunt, nu toate, sunt, nu toate ajută. Unele creează dependență, mă rog, nu sunt eu o măsură să spun, știu doar că face bine, dar chiar și cele care fac bine trebuie folosite cu măsura. Măsura să fie în toate. Um, da, degeaba ne smăcuim dacă, nu știu, zic și eu, voi ce ziceți? Vă aștept comentariile voastre. E bine să ne dăm uh, din cremă în cremă, adică nici bine n-a trecut efectul cremei de noapte, că ne dăm cu cremă de zi. Nici bine n-a trecut efectul cremei de zi, că ne smăcuim cu nu știu ce culori pe la ochi, pe la... Uh, e bine să mai fim și naturali, din când în când, uh, să mai lăsăm fața să respire, să... Pentru că, vedeți, și bărbații, bărbații nu se smăcuiesc. Și ce frumoși sunt, marea lor majoritate. Nu, nu nu folosesc produse de cosmetică, dă frumusețare, dă nu știu ce și sunt super faini. Acum depinde. Nu toți bărbații sunt și care au început să se să fie mai efeminați, dar eu vorbesc despre cei adevărați care nu folosesc produse din, decât în cazuri extreme, când sunt când e nevoie. E, vă aștept acolo cu comentarii, cu impresii, cu împărtășiri. Spuneți-mi despre voi, voi cum procedați, voi cum uh, înțelegeți chestiunile astea. Mai exact cum, uh, cum faceți voi să vă fie bine. V-am salutat, v-am îmbrățișat, o zi bună, toate bune și frumoase și numai bine sănătate, aveți grijă de voi și mai ales de copiii voștri. V-am pupat! O zi bună!